Salut! Astăzi o să schimbăm distribuția unui Logan 1.4 și o să înregistrez această operațiune pentru că am observat că există lipsă de conținut, în special pe YouTube. Și o să începem cu primul pas. O să slăbim fulia vibrochenului și demontarea scutului de protecție ce se află aici sub mașină. Înainte de a trece la demontarea fuliei vibrochenului, o să detensionăm curea de accesorii prin slăbirea șurubului de la alternator. O să încerc eu să filmez bolțul de la alternator. Este șurubul de sus. Cred că este mai ușor accesibil pe partea de sus. În cazul meu este simplu pentru că nu am aer condiționat. Este doar această curea. Poate aici va fi surprinsă mai bine. Alternatorul. Dar o să vă dați seama. Acest șurub. După ce a slăbit șurubul alternatorului de sus, trebuie să-l destrângem și pe acesta. Pentru că ambele contribuie la tensionarea alternatorului. Și după puteți îndepărta cureaua de accesorii. Și acum putem începe demersurile pentru slăbirea fuliei șurubului de la furia vibrochenului. Înainte de toate, nu uitați că lucrați sub mașină și trebuie să îndepărtați și scutul de protecție. Așa că asigurați-vă cel puțin în două puncte de sprijin, plus frâna de mână, mașina. Pentru destrângerea șurubului de la vibrochen, dacă aveți pistol cu impact, este perfect. Dacă nu, folosesc metoda clasică de punere în treapta a cincea și ținut piciorul pe frână. Se pare că metoda cu treapta a cincea și ținut piciorul pe frână a funcționat. Nu a fost foarte tare strâns. Observ că nici pasta de blocare nu a avut. Cu toate că eu cred că o să-i pun. Imediat după ce am îndepărtat fulia, am pus șurubul înapoi ca să putem continua cu manevrarea distribuției. După ce îndepărtați scutul, susțineți motorul, pentru că vom umbla la suportul motor de deasupra, susținem motorul cu încă un cric. De ce cric? Pentru că acesta poate fi reglat mai jos, mai sus, în funcție de cum avem noi nevoie și cum ne descurcăm cu spațiul. Depărtăm suportul motor.
Și acum avem acces la capacul de distribuție. Să-i luăm și prețul. Ia să vedem, cred că cu o tubulară de 13 aici, da. Cam astea sunt șurubele. Cam murdar interiorul. Ca să am acces la capacul de plastic, am coborât puțin motorul și pot acum destrânge cu cheia de 9 mm cele două șurubele. Bun. Cam așa arată distribuția. Nu știu dacă mai mergea sau nu. Nu sunt pot da cu părerea acum dacă curea arată bine sau nu. Probabil că după ce o să o dau jos o să văd dacă are ceva microfisuri. Acum o aducem la punct. Sper să se mai vadă semnele pe curea. Dar înainte de toate, ar fi bine să putem scoate cel puțin o bujie pentru a decompresa și a putea roti mai ușor motorul. Conform autodata, pe rola de la Vibrochem, rola din țată, avem un semn, cât și pe acest pinion, care ar trebui să corespundă cu niște semne date pe blocul motor, respectiv pe baia de ulei. Este foarte murdar blocul motor în zona distribuției, așa că trebuie puțin curățat ca să-mi dau seama. Însă o să încerc să îl aduc la punct. Am eliminat toate bujiile ca să pot roti ușor motorul. Teoretic, pistonul
unul ar trebui să fie sus. Se pare că tot ceea ce se mai distinge de pe cureaua de distribuție sunt aceste înscrisuri ce reprezintă sensul de rotație al motorului și de montare a curelei. În momentul în care o aducem la punct, observ că este scrijelit aici undeva pe baia de ulei sau carcasa aceasta de la blocul motorului, observ că este scrijelit un semn. Chiar dacă eu o să încerc să pun la semn aici jos, trebuie să-mi corespundă și sus semnul de la Vibrochem, punctulețul și liniuța aceasta pe dinte ar trebui să corespundă unei liniuțe pe cureaua de distribuție. Lucrul ăsta o să-l vedem și pe cureaua nouă de distribuție. Deci am adus distribuția și am dat semn atât aici sus la axa cu came, cât și aici la Vibrochem. Am pus și un semn pe bloc motor. Acum trebuie să fim atenți când slăbim, să vedem în ce parte merge rola întinzătoare, ca atunci când noi strângem să punem opusul ei. Da? Deci eu am mers în direcția asta. Noi atunci când strângem, o să strângem către în sus. Scoatem rola, verificăm jocul. Mai mergea. Bun, și scoatem și cureaua. Dacă ținem cont de semne și suprapunem aici, ar trebui ca pe partea cealaltă să avem aceleași semne. Da, se observă aici și aici. Bun. Un pic mai lată, sau mi se pare mie, și se observă că este mai întinsă. Cureaua veche mai lungă puțin decât cea nouă. Scoatem pompa de apă, schimbăm și revenim. La pasul următor avem pompa de apă. O eliminăm pe cea veche, curățăm foarte bine și o punem pe cea nouă. Aveți grijă să recuperați antigelul și să-l reciclați la un centru specializat. Am îndepărtat pompa de apă, am curățat foarte bine zona, urmează să punem garnitura și pompa de apă să o montăm. Nu o să folosesc nicio pastă de etanșare, doar această garnitură. Bun, atunci când așezăm cureaua, ținem cont ca punctul de pe pinionul axei cu came să corespundă semnului de pe capac, linia de pe curea să corespundă dintelui, sensul de rotație în sensul acelor de ceasornic, trecem prin pompă, trecem după rola întinzătoare, mai departe ne mutăm la pinionul de la arborele cotit și linia de pe curea ar trebui să corespundă semnului de pe pinion. Bun, am adus-o pe poziție, am pus și rola întinzătoare, am pus piulița. Bun, aici dacă și focalizează o să vedeți că
corespunde semnul de pe curea cu semnul de pe pinionul arborului cutit și urmează să tensionăm cureaua. Am tensionat cureaua. Cam asta e tensiunea corectă. Nici prea prea, nici foarte foarte. Unii spun că ar trebui să răsucești de curea astfel încât să o poți întoarce până la 90 de grade, gen așa. N-aș vrea să forțez cureaua în poziția respectivă, însă cred eu că e o tensiune ok. Nu se dă foarte greu capacul jos, pot să o verific după ceva timp să vedem dacă este tensiunea corect, însă eu cred că este ok. Până când se umple și instalația cu lichid de răcire, putem să demarăm metoda de verificare, și anume să rotim cel puțin o tură, să vedem dacă totul este în regulă. Dacă atinge vreo supapă, ar trebui să simțim. Totul pare în regulă. Acum asta e verificarea. Vedem dacă a rămas tensionată. E tensionată. Și aici ok, ok. Ok și aici. Și cam asta e.